După mai bine de un an de restricții de circulație, oamenii își fac planuri pentru acest sezon estival. Pentru a evita haosul vacanțelor, Comisia Europeană a stabilit un set de politici de călătorie în Uniunea Europeană. Astfel, la începutul lunii iulie ar urma să fie implementate certificatele digitale UE în toate statele comunitare, care vor facilita călătoriile în spațiul european, relatează Politico. Conform unui acord încheiat în luna mai, Parlamentul European și statele membre s-au pus de acord în ceea ce privește certificatul sanitar european COVID, care ar urma să faciliteze călătoriile în interiorul Uniunii Europene pe perioada pandemiei. Certificatul verde digital european va fi lansat în 1 iulie și va atesta că deținătorul său a fost vaccinat împotriva COVID-19, că are un test COVID negativ recent sau că a trecut deja prin boală. Totuși, fiecare țară va decide dacă impune măsuri suplimentare, precum carantină sau test COVID, iar Comisia Europeană și-a manifestat interesul de a evita un posibil haos cauzat de politici divergente. Oficialii propun ca persoanele care circulă în interiorul spațiului european cu un astfel de document nu ar trebui să fie obligate să stea în carantină sau să prezinte un test negativ. Pentru ceilalți călători care nu dețin certificatul, Comisia solicită să fie formulate restricțiile de călătorie pe baza unei hărți ilustrate care să clasifice zonele de la sigure, culoarea verde, la zone cu risc ridicat de transmitere a COVID-19, culoarea roșie. Astfel, călătorilor din zonele verzi nu ar trebui să li se impună restricții. De asemenea, instituția vrea să cadă de acord asupra duratei de valabilitate a testelor COVID, sugerând 72 de ore pentru un test PCR și 48 de ore pentru un test antigen rapid. Țările UE ar trebui să poată să reintroducă măsuri restrictive, inclusiv pentru persoanele care au fost vaccinate sau s-au recuperat, dacă situația epidemiologică dintr-o țară se deteriorează rapid, se precizează în recomandări.